Iubiții mei, suntem împreună la cea de-a șasea prezentare din seria Masacrul din Nob și cu această ocazie Bunul Dumnezeu ne va îndrepta gândul și mintea spre a înțelege impactul cuvintelor pe care le vorbim și natura lor și cum sunt ele văzute înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când vom vorbi, noi nu vom ține seamă doar de aspectul formal al cuvintelor, e adevărat, ăsta e adevărul, eu spun adevărul, ci vom ține seamă de insinuarea, de ce vrea să spună cuvântul pe care l-am spus noi, unde duce, ce impact are. Deci vom înțelege foarte profund prin harul lui Dumnezeu, ne este prezentat într-un mod foarte profund în acest cumplit masacru care a avut loc în cetatea Nob. Este un fel de a răspunde rugăciunii sângelui vărsat. Până când, Stăpâne Doamne, zăbovești să lași sângele nostru să vorbească. Prin aceste șase și mai urmează una, șapte prezentări, sub genericul Masacrul din Nob, noi, prin harul bunului Dumnezeu, am auzit glasul sângelui nevinovat care a fost vărsat în cetatea aceasta. Și dacă am învățat aceste lucruri pentru viața noastră și vom continua să le dezvoltăm și să învățăm, vă mărturisesc că oamenii care au suferit această cumplită și crudă moarte ne vor întâmpina cu bucurie și vor mulțumi lui Dumnezeu că sângele lor nu a fost vărsat în zadar, ci undeva în lume cineva a învățat, a înțeles, a cunoscut pe Dumnezeu și căile sale prin chiar această cumplită jertfă. Sub titlul prezentării a șasea este insinuare. Nu ce zici, ce vrei să spui, nu ce ai spus, ci unde duce, care este efectul și impactul cuvintelor pe care le spui. Tată, în numele Domnului Iisus, condu sufletul nostru acum, Doamne, ia-ne de mână ca un părinte pe copilul lui și arată-ne frumusețile legii tale, Doamne, ale cuvântului tău, ale adevărului, așa cum este el în Hristos Iisus. Doamne, ochiul este lumina trupului, dar ochiul nostru este mic și rău. Te rugăm în numele Domnului Iisus, ajută-ne să vedem prin ochii tăi cuvântul acesta. Și îți mulțumim de pe acum cu sufletul plin de recunoștință prin Domnul Iisus. Amin. În 1 Samuel, capitolul 22, versetul 7, suntem aduși în fața unei situații de un dramatism inimaginabil prin faptul că știm unde duce. Când este atmosfera atât de încărcată, când se întâmplă un astfel de lucru, când știm din istorie și avem datele probleme, știm unde duce așa ceva. Iată-l pe Saul, stând pe scaunul lui de domnie și vorbind oamenilor pe care el i-a mituit cu slujbe și cu diverse privilegii nedrepte, oamenilor acestora le adresează Saul o întrebare sfredelitoare. Ascultați, beniamiți, aceasta era seminția din care venea el, vă va da fiul lui Isai. El era totdeauna în competiție cu fiul lui Isai. Aceasta era obsesia lui, era Dumnezeul lui. Cine este Dumnezeul tău? Acela care îți ocupă mintea și sufletul, lucru cu care te preocupi, despre care vorbești, despre care gândești permanent, acela este Dumnezeul tău, într-un fel sau altul. Despre unii oameni, Dumnezeul lor este pântecele. Zi și noapte nu vorbesc altceva decât mâncărurile făcute, ce conțin, ce nu conțin, pântecul. Alții ce să mai bage în el, alții cum să se... Dumnezeul lor este pântecul. Pentru alți oameni, Dumnezeul lor este în pumn. Ei sunt oamenii care folosesc violența verbală, violența fizică, forțează totdeauna lucrurile și ei contează pe a forța. Ei obțin prin forță și Dumnezeul lor este forța, se închină la ea. Pentru alții, Dumnezeul lor este minciuna. Ea îi scoate din împrejurări, ea le dă privilegii și nu se poate trăi fără să minți și atunci el este pregătit pentru acest lucru. Pentru alți oameni, Dumnezeul lor
este Dumnezeul lui Isus, Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Dacă ne întreabă cineva ce fel de Dumnezeu crezi, singurul răspuns pe care îl pot da cu inimă bună este: cred în Dumnezeul lui Isus. E în felul cum l-a prezentat el. El a spus că Dumnezeul lui este și Dumnezeul meu. Ce mi-aș putea dori mai mult? Aceasta e totul. El se adresează acestor slujitori: sau, ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Ișai la toți ogoare și vii cum v-am dat eu? L-am omorât pe Nabot, adică vă dați seama că se întâmplă mai târziu, dar ilustrativ. L-am omorât pe Nabot, am omorât proprietarii care au fost acolo, i-am îndepărtat și v-am dat vouă case naționalizate, am omorât familia care a fost, i-am aruncat pe pribegie în Dobrogea și așa mai departe, casele libere în București, poftiți orice secretar, vă dăm o casă în centru. Păi ați tencuit-o dumneavoastră? Sau cum dar locuiți în ea atunci, nu ca de grinda pe dumneavoastră? Ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Ișai ogoare și vii, va face el din voi, va da poziții sociale, vă numesc secretar, vă numesc președinte, primar, presbiter, da? Vă va face el din voi căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100. Acesta e lucru de care Satana acuza pe Dumnezeu în Iov. L-a mituit. I-ai dat de toate ca să te asculte. Ceea ce face Saul aici, când câștigă supunerea acestor oameni prin mituire, este exact calea pe care a spus-o diavolul. Când lucrul ăsta se întâmplă într-o biserică sau într-o conferință sau într-o adunare locală, este calea diavolului. A mitui oamenii cu slujbe, cu poziții, ai lingușit cu vorbe care știi că nu sunt adevărate. Dar zice, spune Iisus, voi umblați după slava pe care vă dați unii altora, cum să vă trebuiască vouă slava pe care vă dă Dumnezeu? Pune această întrebare în contextul posedării lui, paranoia lui diabolică, în care David era permanentul dușman al lui, sufletul era ocupat zi și noapte cu rivalul acesta imaginar, care nu avea nimic de a face cu rivalitatea aceasta și care nu se aruncase niciodată în rivalitatea aceasta, ci Dumnezeu era acela care îl unsese, nu a cerut David lui Dumnezeu, unge-mă ca împărat, fă-mă împărat. Niciodată n-a cerut aceasta. Dacă e omul acesta sau are ceva, nu cu David, are ceva cu cine l-a uns pe David. Și aceeași lege se aplică în oricare altă situație similară. Și acum continuă el în gândirea aceasta întunecată, în întunericul acesta cumplit. V-ați unit toți împotriva mea. Ați ascultat ultimul discurs al lui Hitler în bunker, cu puțin înaintea ca armata roșie să treacă peste Berlin. În acest discurs el se declară trădat și declară că toată armata, toți soldații, toți cetățenii Germaniei, toți ofițerii, absolut toată lumea s-a unit ca să-l trădeze pe el. Aceleași cuvinte le găsim aici în versetul 8. V-ați unit toți împotriva mea. Nu era un lucru deloc adevărat. Ionatan era credincios, a fost credincios până la moarte lui Saul. Nu se putea spune așa ceva în dreptul lui. Hitler chiar este admonestat de un ofițer care îi spune: nu poți să îți bagi joc de oamenii care și-au vărsat sângele. E nepermis așa ceva. Și mai departe spune el, Saul, vă rog să-i ascultați cuvintele foarte interesante, pentru ce, asta e versetul 8, pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine? A dorea inima? Pe tine te doare inima pentru cineva? Și totuși ai vrea să-l doară pe cineva pentru tine? Cu ce măsură ai măsurat cu aceea ce se va măsura? Pentru cine te-a durut inima doar atâta, că aruncă-ți pâinea ta pe ape, deci tu nu ai cum să ai din partea unor oameni o altă iubire decât aceea pe care ai dat-o. Cum nu ai dat nimic, se știe lucrul acesta. Nu l-a durut pe nimeni inima? Și atunci acolo este acest informator, un cetățean care joacă rolul unui loial și pentru că nu l-a durut pe nimeni inima, el se simte ofensat și spune: vai, maestate și luminăția ta, și pe mine mă doare inima pentru tine. Și ascultați cuvintele lui. Doeg Edomitul, în versetul 9, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: eu, pe mine mă doare inima.
Uite ce am văzut. Eu am văzut pe fiul lui Ișai, pe David, care într-adevăr că el urmărește viața ta, este rivalul tău și vrea să ia locul tău și nu o să mai mituiască lumea cu ogoare, cu slujbe în biserici, în astea, în întreprinderi, în astea. Eu am văzut pe fiul lui Ișai venind din Nob, la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat filisteanul. Deci era un om pe care îl durea inima pentru Saul. Ești sigur că te doare inima pentru Saul sau ai alt motiv? Cuvintele pe care le-a spus el erau adevărate sau nu? Erau adevărate. Eu spun adevărul așa, dar în ce context spui adevărul? În momentul în care Saul amenință ca o ciupercă atomică cu moartea pe oricine îl bănuiește și îl suspectează el, în momentul, într-o astfel de atmosferă, când tu aduci numele unui astfel de om ca Ahimelec, preotul, și când descrii ce s-a întâmplat, ce semnificație are, ce insinuezi, ce vrei să spui cu aceasta? Nimic altceva decât faptul că te doare sufletul pentru Saul, nimic adevărat. Nu are cum să-l doară sufletul pe un criminal pentru un alt criminal. Ei se urăsc ca demonii între ei, dar sunt asociați într-un fel de legătura disperării, confederația disperării. Și omul acesta spune, eu spun adevărul, era adevărat într-adevăr, dar adevărul acesta, ce producea, ce impact urma să aibă adevărul acesta? Tu când vrei să spui ceva, tu nu întreba numai dacă e adevărat sau nu, pentru că nu numai atât e adevărat cât spui tu, ci mult mai mult e adevărat. Ci întreabă-te, unde duce adevărul acesta pe care vreau eu să-l spun? Eu spun adevărul așa cum am văzut el la mine, ce e în gușă și în căpușă, serios. Da? Și când te oprește polițaiul și îți cere actele, vorbești cu el ce e în gușă și în căpușă? Sau te dai la politețe, la respect, ții mâinile pe volan, că altfel... Și nu, și așa mai departe, nu? E în gușă și în căpușă, totdeauna faci treaba aceasta? Nu prea cred că este așa. Și n-are cum să fie așa. De altfel, în ultima noastră prezentare o să ascultăm o descriere a Duhului Sfânt cu privire la sufletul acestui om, din care învățăm cum să nu fim în viața noastră. Rezultatul cuvintelor lui în inima lui Saul a fost o confirmare a suspiciunilor lui demonice, a ideii de conspirație, deci Ahimelec s-a asociat cu David împotriva mea. Deci vor să... era obsesia aceasta într-un fel confirmată. Și rezultatul a fost cel pe care îl știm. Acum aș vrea să urmărim impactul din viața, ideea de impact pe care de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim. Întrebarea esențială pe care tu trebuie să adresezi propriului tău suflet, înainte de a spune un anume lucru sau înainte de a tace într-o anumită împrejurare, ce reprezintă tăcerea ta? Ce vrei să spui prin tăcerea ta? Dar printr-o vorbă ca aceasta, nu vă mai spună, cum să spun, din politeță pentru cei prezenți sau pentru familie sau pentru biserică sau pentru societate, nu mai spun eu ce este, ce vrei să insinuezi, vrei să spui că răul este mult mai mare, îl știi tu, dar ești așa de bun că nu îl spui până la capăt. Și semeni în sufletele oamenilor aceste semințe de îndoială, cine crezi că le va secera? Va avea grijă Dumnezeu să nu se lase batjocorit, ci fiecare să secere în petecul de pământ unde a semănat și să secere acele semințe pe care le-a semănat. Nu poate fi o primejdie mai mare decât aceasta. Iacov înțelege lucrul acesta și spune, zice, uitați-vă, limba, acest mădular mic, cuvântul, adică, uitați-vă ce pădure mare aprinde. În clipa în care acest informator spune adevărul, ăsta e adevărul, frate, așa s-a întâmplat, ăsta e adevărul, în clipa în care el comunică acest adevăr în atmosfera aceea paranoică și posedată de demona lui Saul, în clipa aceea
aprinde această cumplită pădure. Preoții Domnului sunt masacrați, 85 dintre ei, chiar acolo în prezența lui Saul. Și Saul însuși dă ordin pentru a distruge complet cetatea. În momentul în care informatorul spune acest adevăr, chipurile, atunci Saul imediat cheamă pe preotul Ahimelec. Acesta vine îmbrăcat cu haina preoțească și lângă el vin 85 de preoți din cetate. Toți sunt îmbrăcați în uniforma preoțească. Era o haină albă de in, imaculată, care era acolo, vine înaintea lui. Și în momentul când îl vede, Saul adresează aceeași paranoică întrebare. De ce v-ați unit toți împotriva mea? De ce mă săpați, mă sabotați? El trăiește sub acest spectru. Duhul cel rău continuă să-i șoptească și lui îi place așa ceva. E muzica aceea care îi place lui și nu îmi place altfel de muzică, dar îmi place așa ceva. Și atunci Saul îl include pe Ahimelec în conspirație cu David împotriva lui. Ahimelec răspunde cu cele mai inocente cuvinte imaginabile. Spune așa, măria ta, trebuie să analizăm un singur lucru. Eu nu astăzi am început să întreb pe Dumnezeu pentru David. Nu. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori. El a mai venit aici și am avut rugăciuni pentru el și am avut sfătuire cu el. Oare, îmi spune în versetul 15, oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva. Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Nu știu absolut nimic de vreo conspirație, de vreo asociație, s-a asociat cu... Dar nu știu nimic din aceste lucruri, mărturia mea este dată în fața lui Dumnezeu, nu arunca asupra mea. Concluzia sau reacția, răspunsul lui Saul nu are nicio legătură cu mărturia preotului. Ura este oarbă. Setea de sânge este oarbă. Ea suspendă facultățile umane dintr-o ființă. Când urăști, ești orb. Nu vezi, nu auzi, nu înțelegi. Deci nu stă nimic în calea ta în afară de moartea care te așteaptă după colț. Asta este tot. Saul nu ascultă absolut nimic din ceea ce mărturisește preotul. În schimb, ascultă cu mare atenție ceea ce a spus informatorul Doeg. Și aceasta îi merge la suflet. El este pe aceeași frecvență cu omul acesta și chiar este fericit că îi se dă la mână material și confirmă într-un fel sau altul nebunia de posedarea din sufletul lui cu privire la faptul că există o anume conspirație care îl va omorâ pe el. Nu ascultă nimic din mărturia acestui preot curat. Acest om n-a avut niciun fel de idee că acele cuvinte pe care le spunea omul după inima lui Dumnezeu erau cuvinte înșelătoare, de fapt. Nu erau cuvinte adevărate. El l-a crezut din suflet pe David, pentru că nu s-a gândit că un om l-ar putea minți pe el, așa cum se gândea că el nu ar putea minți pe un alt om. Este foarte, foarte naturală această reacție din partea lui, dar nu are nicio scuză pentru a nu fi adus cuvintele lui David în fața lui Dumnezeu și într-un dialog așa, fără sunet, fără nimic, pe verticală, Doamne Iisuse. Sunt adevărate cuvintele acestea. E adevărat că omul acesta este trimis de împărat într-o misiune urgentă. E adevărat că mai sunt și alți oameni cu el, dar sunt în altă parte. Este adevărat lucrul acesta. E adevărat că a plecat în așa grabă de acasă că a uitat să-și ia sabia. A uitat să ia pâine cu el. Este adevărat lucrul acesta, Doamne? Și Duhul Sfânt ar fi răspuns blând și subțire. Nimic nu este adevărat din toate acestea. Nu-i da pâine și nu-i da sabie. Omul acesta nu se încrede în Dumnezeu în clipa aceasta. A părăsit pe Dumnezeu, se încrede în brațul lui, în minciuna lui, în șiretlicurile lui. Vrea să se ajute cu mâna lui. Ferește să faci una ca asta. Ahimelec comite acest cumplit păcat de a nu supune lui Dumnezeu cuvintele omului, indiferent cine este omul acela. Oare nu este adevărat cuvântul Scripturii care spune blestemat este omul care se încrede în om?
încrederea doar în Dumnezeu. Omul este om și fiecare om este supus păcatului. Este născut rob. În păcat m-a zămislit mama mea. Erați robi ai păcatului. Ne-am născut cu toții datori păcatului. Acum însă, în Hristos Iisus, nu mai avem această datorie. Această situație însă trezește în sufletul nostru întrebarea. Te-ai gândit vreodată unde duc cuvintele tale? Te-ai gândit, David, unde poate să ducă, la ce poate să ducă o minciună ca aceasta? Un mare neadevăr ca acesta construit așa de aparent logic și te-ai gândit unde duce a folosi reputația ta și autoritatea ta ca să acoperi un astfel de păcat? Dacă aceste cuvinte ar fi fost spuse de un om de rând, Ahimelec nu le-ar fi ascultat, dar dacă erau spuse de omul numărul 1 în împărăție, de generele împăratului, era omul după inima lui Dumnezeu. El s-a folosit de numele lui cel mare și la adăpostul numelui lui cel mare a mințit ca un diavol. Dar minciuna, ca și oricare alt păcat, este o crimă. Plata păcatului, oricare ar fi el, este moartea în final. Nu e plata lui Dumnezeu, îți spun din nou, e plata păcatului. Dar plata păcatului este aceasta, este moartea. N-ar fi crezut el niciodată că un păcat ca acesta va duce la un așa dezastru cum a fost masacrul din cetatea Nob. De asemenea, preotul Ahimelec, la fel de vinovat ca și David, nu ar fi crezut niciodată că ezitarea lui sau neglijarea de a supune lui Dumnezeu aceste cuvinte, ca și orice altceva, orice gând îl supunem ascultării de Hristos, îl facem captiv și îl supunem ascultării, orice gând. Ce gând? Am gândul că omul ăsta spune drept, dar te poți încrede în omul acesta? Da, am încredere, este un împărat minunat, e frumos, însă omul acesta nu este Dumnezeu. Ca atare, doar cuvintele lui Dumnezeu, doar cuvintelor lui mă voi supune ca lui Dumnezeu, pentru că e cuvântul lui. Dar cuvântul omului, indiferent cine este omul acesta, cuvântul acesta îl voi lua și îl voi aduce în fața lui Dumnezeu. Răspunsul lui Saul este infernal. Trebuie să mori. Da, dar nu mi-ai spus cu privire la care e vina. Trebuie să mori. În tribunalul de la Nuremberg, naziștii, ofițerii naziști spuneau că lagărele de concentrare au fost lagăre de protecție, așa au trimis ei vestea peste tot și unii oameni s-au dus acolo foarte încântați, neștiind că trec de ușa unui abator cum nu a existat în istoria lumii. Acum Abimelec și Saul, față în față cu adevărul înaintea lui Dumnezeu, își dau seama fiecare de starea pe care o are și de cursul lucrurilor. Saul nu se poate abține în fața celei mai frumoase mărturii, celei mai curate mărturii. Atenție! Păcatul îngăduit în viață devine un tiran. Dacă astăzi l-ai invitat de plăcere, mâine vei fi pus în lanțuri de acest păcat și dus unde nu vrei să mergi. Saul nu are nicio șansă să se oprească de la vărsarea de sânge. Doege, domitul care cultivă bârfa aceasta și este informator, omul acesta nu are nicio șansă de a se opri. Știe ce se va întâmpla, dar nu are nicio șansă de a se opri din drumul acesta și așa cum spune David, m-am gândit că nu se poate ca omul acesta să nu spună. Având în vedere lucrul acesta, e aceeași lege care operează în domeniul neprihănirii și în domeniul păcatului. Ea conduce la un moment dat la inevitabil. Este datoria noastră față de propriul nostru suflet mai întâi și apoi față de Dumnezeu și cel de lângă noi, ca niciodată să nu îngăduim răului acestuia să locuiască în noi, că el nu va sta degeaba. Va lua captiv sufletul nostru. Dacă noi nu luăm captiv pe el gândul acesta și îl supunem ascultării de Hristos, el ne va lua pe noi captivi și ne va supune ascultării de diavol.
cu sau fără voia noastră, cu consultarea sau fără consultarea noastră. Cuvintele pe care le spunem nu vor fi simple sunete sau muzică. Ele vor avea un impact și, așa cum am menționat, vor aprinde un suflet de om, o familie, o biserică, o lume în care noi trăim. Să cerem lui Dumnezeu ca niciodată cuvintele noastre să nu facă lucrul acesta, ci dimpotrivă să dea viață și să ridice. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe gură, adică un cuvânt care să strice, ci mai degrabă unul bun pentru zidire. La aceasta ajută-ne, Doamne, avem mare încredere în promisiunea Ta, care Tu ai spus că vei curăți ființa noastră, Doamne, de rău și de păcat. Fii binecuvântat în veci. Amin.